Frați și surori, bine v-am revăzut. Am lipsit aproape o lună de zile de aici, din mijlocul dumneavoastră, dar am simțit destul de tare dorința să vin înapoi. Toate sunt bune și frumoase acasă, dar parcă aici, acasă, unde e acasă pentru noi, e cel puțin la fel de bine, să zic așa. Cu ajutorul Dumnezeu, aș dori să vă aduc înainte de noastră un mesaj scurt, dar pe o temă care cred că pe viitor ar merita să mai petrecem ceva vreme în această temă și are legătură foarte mare cu perioada aceasta din an în care suntem noi acum. Mi-aduc aminte că acum 2 ani de zile înainte să plec în vacanță, v-am trimis în vacanță. Am citit un cuvânt al Domnului în care am vorbit despre planul lui Dumnezeu cu privire la om și cu privire la odihnă. Însă, cumva așa sunt aranjate lucrurile în societatea noastră acum, că, practic, după această perioadă de vară, unii, adevăr, pot să-și ia vacanță sau alții mai puțin, dar, cumva, cea mai intensă perioadă a anului este cumva din octombrie, septembrie-octombrie, până undeva în mai, anul viitor. Cu mici pauze pentru sărbători, însă perioada cea mai intensă a anului cumva urmează acum. Și cred că este corect ca noi creștinii să avem o atitudine corectă cu privire la felul în care trebuie să trăim viața noastră, cum ar trebui să ne consumăm timpul nostru, cum ar trebui să-l investim și felul în care ar trebui să se desfășoare viața noastră într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, de care vreau să citesc în ziua de astăzi, este din Geneza, capitolul 2, versetul 15. Un singur verset. V-am spus, cu altă ocazie, cred că o să putem să intrăm mai multe detalii, însă, deocamdată, pentru această zi este suficient atâta. Cuvântul Domnului, în Geneza, capitolul 2, versetul 15, spune astfel. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Acest cuvânt al Domnului, vreau să vă duc aminte, a fost spus omului înainte ca pe acest pământ în care noi ne aflăm astăzi să existe păcat. Acesta a fost planul lui Dumnezeu de la început. Dumnezeu a pregătit pentru om o grădină, un loc în care spune cuvântul Domnului, el trebuia să lucreze și de asemenea spune să păzească. Acum, problema cu păzitul va trebui tratată pentru o porțiune mai târziu, pentru o altă dată, însă vreau să mă axez pe această idee pe care Domnul o prezintă acest verset, în care spune că omul a fost pregătit în planul Dumnezeu ca să lucreze. Dumnezeu atunci când a imaginat universul cu tot ce a fost el creat, inclusiv cu oamenii, în scopul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, munca își are un loc foarte bine definit. Cred că uneori ne gândim că foarte mult timp în viața noastră petrecem muncind. Unii ajung să facă poate un exces și muncesc mai mult decât ar trebui să muncească și există chiar și boli care se cheamă într-un anumit fel, cu privire acest fel. Există alți oameni care, de asemenea, nu muncesc mai deloc. E altă extremă. Însă, în viața noastră, de multe ori poate ne-am gândit, domne, ce bine ar fi dacă n-ar fi trebuit să muncim. Dacă ar exista niște roboții de ăștia micuți și numai să ai o aplicație pe telefon, cartofi prăjiți, pac, și să vină. După aia cineva să facă curățenie. Știți cum e? Când eram eu mic, mama spunea, cineva ar trebui să ducă gunoiul. Cineva trebuia să te simți că ești cineva și trebuie să te duci să arunci gunoiul. Da, era bine așa, niște roboței de ăștia, trebuie să meargă cineva la muncă, apeși un buton,
cineva se ducă la muncă. Și tu ce să faci? Să stai, nu? Să vegetezi. Să existi. Dumnezeu de la început a gândit ca omul să lucreze. Și a munci este un lucru sănătos și bun. Este biblic. Acest lucru este în planul lui Dumnezeu. Poate că uneori ne-am gândit noi, Dumnezeu, dar ceva nu e în regulă, ceva e greșit. De ce ar trebui ca omul să muncească? Dar întrebarea mea este altceva. De ce ar trebui ca Dumnezeu să-l muncească? Dumnezeu, prin definiție, este autosuficient. Nu are nevoie de nimeni pentru ca să-i fie bine. Nu are nevoie de nimic ca să aibă nevoie să existe. Nu are nevoie să facă ceva în sine pentru a se întreține. Dumnezeu nu se deteriorează cu timpul, Dumnezeu nu are nevoie să se mențină, Dumnezeu nu are nevoie de hrană, nu are nevoie de nimic. El există, El este. Și totuși Biblia ne spune în foarte multe instanțe că Dumnezeu a hotărât să lucreze. Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu a început să lucreze dinainte de a face pământul. Biblia ne spune că îngerii și toate creațiile cerurilor au fost făcute de Dumnezeu și au fost făcute înainte de pământ. Și de asemenea, Biblia ne spune că după ce a fost făcut pământul, Dumnezeu continuă să lucreze. În aproape, cred că, poate la fiecare două pagini din Sfânta Scriptură vedem despre felul în care Dumnezeu interacționează cu oamenii și felul în care Dumnezeu lucrează. El face diferite acțiuni prin care este prezent în viața oamenilor. Dumnezeu, care, prin definiție, nu ar avea nevoie să muncească o zi, Dumnezeu alege să lucreze. Ce este adevărat însă este că munca noastră de astăzi este o muncă care, din pricina păcatului, este o muncă, să spunem, blestemată sau cu un randament mai scăzut. Biblia spune că după ce oamenii au căzut în păcat, Dumnezeu a spune că a blestemat pământul. Pentru că omul acum cu un efort mai mare să-și poată câștiga pâinea. Acum, vedeți, nu e foarte detaliat felul în care lucra omul în Eden. Nu știm foarte multe lucruri. Știm așa, pestărite, câteva lucruri despre ce se întâmpla în Eden și cât de grea sau de ușoară era munca pe care o făcea omul în Eden. Însă, Biblia spune foarte clar, el trebuia să muncească și a muncit după instrucțiunile lui Dumnezeu. Ce știm de asemenea este că noi astăzi trăim într-o epocă post-păcat, o epocă în care trăim afectată de păcat și munca pe care o facem noi astăzi este o muncă care este afectată de acest blestem al căderii în păcat. Odată cu venirea păcatului în lume, viața pe întreg pământ s-a deteriorat, printre care și munca, acest sector, acest lucru, din acest domeniu, din planul Dumnezeu, a fost și el afectat de către păcat, nu numai viața noastră de zi cu zi. Acum, întrebarea pe care ar trebui să ne punem noi este în felul următor. Petrecem destul de mult timp muncind, poate că 8, poate că mai multe ore zilnic sau de 5 ori pe săptămână sau poate mai mult sau mai puțin, petrecem muncind pentru, să spunem, o companie sau poate că avem afacerea noastră sau fiecare cum își pregătește și cum dorește și pentru ca să se poată câștiga nevoile zilnice, să poată să-și acopere nevoile zilnice, nu? Întrebarea pe care mulți oameni și-o pun este, oare nu petrecem prea mult timp muncind? Oare nu trec ani pe lângă noi viața și, uite, până la 24 de ani, 23 de ani, stăm prin școli și învățăm facultate, tot felul de hârtii, tot felul de cursuri, de biblioteci, de tot ce e nevoie pentru ca să primim o hârtie, o altă hârtie, o diplomă.
cu care să spunem, domne, uite, sunt în stare să fac X și Y lucru și apoi te poți angaja și când termin de învățat, trebuie să te apuci din nou de învățat, că la locul de muncă stai, că sunt lucrurile un pic altfel, cursurile au fost făcute mai târziu, e complicat. Și atunci, în viața noastră, poate că ajungem la o anumită concluzie că stăm prea mult timp muncind. Petrecem prea mult timp muncind și prea puțin timp petrecem, nu știu, distrându-ne sau odihnindu-ne sau nefăcând nimic, efectiv. Să stăm, să nu facem nimic. Însă, dacă am fi să ne gândim așa, greșim. Și vă spunem de ce, vreau să vă spun de ce cauză greșim. În vremurile biblice, atunci când a fost scrisă Scriptura, vedem de multe ori când se prezintă felul în care un om era plătit, că era plătit, să spunem, un ban sau o măsură de hrană și măsura aceea de hrană, de obicei, era suficientă pentru o zi de muncă. Pentru o zi de muncă. Practic, cineva, să spunem, un soț sau o soție, trebuia să muncească pentru ei și atunci când mai aveau copii, trebuiau să mai tai din porția lor pentru ca hrana pe care o primeau sau plata pe care o primeau pentru o zi să fie suficientă pentru ca toți cei din familie să poată să o ducă mai bine. Dar asta însemna o muncă continuă. Practic, dacă o zi nu... Biblia și spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce, nu? Deci, practic, cine nu muncea într-o zi, trebuia să se gândească să caute ceva plante, ceva ierburi, să fie vegetarian pentru o zi, ca să poată să treacă de acea zi, nu? Gândiți-vă că au fost vremuri și foarte multe, deci tot ce înseamnă această, să zicem, situație modernă în care există o pensie, în care există o pensie de boală, în care există ajutor de șomaj, ajutor de toate lucrurile acestea sociale, care poate le avem și le știm că funcționează bine, aceste lucruri n-au existat pentru mii de ani. Și oamenii au existat pe acest pământ. Cu siguranță că nu am vrea să ne întoarcem înapoi la ceea ce a fost. Însă oamenii au trăit vremuri în care munca era mult mai intensă și mult mai petreceau mai mult timp muncind pentru mult mai puțin bani și cu toate acestea noi putem citi astăzi despre oameni care au făcut ceva în viața lor, care au făcut și altceva în afară de ce munceau. Putem citi în istorie despre oameni care au schimbat poate generația lor sau viața în societatea în locul în care trăiau ei, în același timp muncind, dar făcând și altceva pe lângă. Practic, această, să spunem, scuză în care ne gândim că muncim prea mult sau că nu mai avem timp de a face nimic altceva din cauza că muncim, este o scuză care, în mod normal, în nicio generație nu ar... Oricine ne-ar asculta din orice generație ar cam râde de noi, ar spune, dar cum se face că tu muncești așa de ușor pe lângă generațiile anterioare și totuși te poți plânge că uite ce greu ți-e ție. M-am gândit foarte mult și la altceva. Există, să zicem, poate că în fiecare generație a existat această contradicție între munca, să spunem, munca ușoară, munca de la birou, nu? Munca de răspundere și munca de lopată, cum spunem noi românii. Dom'le, cine muncește cu adevărat? Ăla care pune una pe lopată, pe târnăcop și sapă toată ziua și cară și ridică și face muncă grea? Sau ăla care stă la birou și numai dă așa cu un pix, cu un stilou, a semnat și gata, aia e toată munca lui și ce bine e că și-a putut câștiga banii ușor. Care muncă este importantă, care muncă nu este importantă? Biblia nu face diferența în acest sens. Biblia ne spune că fiecare om trebuie să muncească. Și dacă plata pentru munca lui este una suficientă, Dumnezeu spune că este binecuvântat acest om. Omul care poate, din un proverb spune că omul care poate să-și câștige din munca sa suficient pentru a mânca și pentru a bea, este un om binecuvântat de Dumnezeu. Și noi am putea spune astăzi, fără niciun fel de rezervă, că cu ajutor, într-o zi de muncă în care muncim,
Am putea să câștigăm suficient în care să mâncăm, să bem, poate chiar să plătim și chiria, și un telefon mobil, poate și un transport, poate și ceva haine bune de firmă, poate multe alte lucruri pe care le putem să cumpărăm noi astăzi cu plata pe care o câștigăm în urma muncii noastre. Însă vreau să fiți conștienți de faptul că oamenii în toate vremurile au făcut și muncă grea, dar au făcut și muncă mai ușoară, muncă intelectuală. Un episod îmi stă în minte cu privire aceasta, este episodul în care lui Elisei îi se construiește o casă. O femeie credincioasă, văzând că acest om al Dumnezeu tot trecea prin zona pe care locuia ea, spune că a hotărât să-i construiască o casă, o cameră, o extensie la casa ei, în care omul lui Dumnezeu să poată să vină, să se odihnească și apoi să-și continue drumul mai departe. Însă ce e foarte important în acel text este că Biblia spune că atunci când a fost vorba să aleagă ce să pună în acea cameră în care va sta omul lui Dumnezeu, Biblia spune că a pus un pat, după care a pus un scaun și o masă. Gândiți-vă că această femeie s-a gândit, omul lui Dumnezeu, prorocul, va veni, se va odihni, iar după aceea, ce face un proroc? De ce avem noi toate prorociile acestea scrise astăzi? Pentru că un proroc se oprea din activitatea lui și scria cuvintele pe care Dumnezeu le spunea lui. Și, practic, gândiți-vă că acest om i s-a oferit exact ceea ce avea el nevoie pentru a munci. Un scaun și o masă. Practic, oamenii în orice generație au muncit, poate că mai greu, poate că mai ușor, însă este planul Dumnezeu ca noi să muncim. Oamenii lui Dumnezeu, există o scriere, se cheamă Didahi, niște scrieri care n-au intrat în canonul Sfintei Scripturi, dar care au fost scrise de primii ucenici, de biserica primară, și țin minte că în aceste Didahi, când am citit, au observat acolo că era o prevedere pe care o foloseau bisericile. Bisericile nu aveau internet, nu aveau telefon, nu aveau radio să cunoască ce frați sunt, să zicem, autentici, buni, oameni al Dumnezeu cu adevărat, sau oameni care doar se plimbă dintr-un loc în altul căutând să supraviețuiască într-un mod mai ușor. Și atunci oamenii aveau, să spunem, o regulă, că oricine vine și vizitează o biserică locală, poate că venea de la Ierusalim, poate venea de Antiohia, poate venea din altă parte, poate că se dădea drept, nu știu, un amic de-al lui Pavel, poate că un ucenic de-al lui Petru sau oricine altcineva, umbla prin biserici și se întâlneau cu frații, aveau părtășie. Și în acele Didahi spune că dacă orice om venea într-o biserică și timp de trei zile nu cerea sau nu vroia să muncească nimica pentru ca să se poată întreține, acel om n-are cum să fie un ucenic al lui Dumnezeu. Pentru că n-are cum să fie un om care stea pe cărca altor oameni, așa într-un mod indefinit, ce bine este la frați printr-o parte sau prin alta. Și practic, una din prevederile acestor frați au zis, domne, dacă este un om al Dumnezeu, acel om va munci, va pune mâna să-și câștige pâinea. Și putem vedea astfel de exemple și cu privire la Apostolul Pavel, când spune că Apostolul Pavel a fost în misiune majoritatea timpului în care a fost el activ, ca și lucrător. Însă nu tot timpul a mers sprijinit financiar de către o biserică sau de un grup de oameni, ci uneori a fost pe cont propriu, pe fapt, știa că este planul Dumnezeu să meargă într-un anumit loc, însă faptul că nu a avut un sprijin financiar nu l-a oprit niciodată în a face lucrarea lui Dumnezeu. Ci Biblia spune că, de exemplu, în Corint, el a mers, a început să lucreze ca să se poată întreține și în timp ce lucra, propovăduia Evanghelia. După care spune Biblia că tot stând acolo în Corint, i-au venit ajutori, au venit ucenici de-ai lui, care au venit probabil cu și ceva sprijin financiar, care atunci când au venit acești oameni,
ei, fie că au muncit ei pentru ca să-l întrețină pe Pavel, fie că au adus ceva resurse cu ei, Pavel spune că de atunci, în momentul acela, a putut să se dedice întru totul Evangheliei, pentru că exista un sprijin financiar care venea. Practic, ne putem uita că, deși, să spunem, uneori mi se pare că munca e ca un blestem, ca ceva nenecesar în viața noastră, putem vedea că nu este o scuză. Nu este o scuză faptul că trebuie să muncim și din cauza că am fost nevoiți să muncim, n-am putut să mai facem alte lucruri în viață. Este datoria noastră ca să ne organizăm în așa fel încât să putem să și muncim, să ne putem să și hrănim, să putem crește copii, să putem să ne vizităm părinții, să putem să ne, să spunem, odihni, să ne putem relaxa. Acestea sunt lucruri care țin de organizarea noastră personală. Dumnezeu nu ne-a dat reguli precise cu privire la acest lucru. Însă ne spune că trebuie să facem acest lucru. De exemplu, Biblia spune foarte clar că Dumnezeu a muncit 6 zile și spune că a muncit 6 zile. După care spune că în 7-a zi s-a odihnit. Chiar și Dumnezeu, care nu are nevoie să se odihnească, care nu obosește muncind, a luat o zi de pauză. Pentru ca noi oamenii să putem înțelege că acesta este un principiu pe care noi trebuie să-l urmăm. Și încet, încet, știința și oamenii de știință încep să vină din urmă și ei. Și descoperă cu foarte multe milioane de euro în cercetări și de evaluări și de tot felul de date pe care le au ei și le pun cap la cap, observă că aceste lucruri sunt bune, sunt reale, sunt lucruri care fac bine omului. E bine ca omul să aibă o zi de pauză. Sunt lucruri care acum sunt dovedite științific. Cineva a considerat că chiar trebuie să cheltuie bani pentru așa ceva. Și descoperă lucruri care au fost scrise în Biblie de nu știu câtă vreme. La fel cum chiar am auzit acum de curând, în 2014, premiul Nobel a fost luat de un cercetător care a descoperit că postul face bine. Putea să uite în Biblie, era mai ieftin. Dar s-a luat un premiu Nobel pentru așa ceva. Deci noi găsim foarte multe lucruri, adevăruri în Sfânta Scriptură pe care noi spunem sunt adevărate sau nu sunt adevărate, le luăm de bune sau nu, le credem sau nu le credem, care încet încet știința le descoperă ca fiind dovedite adevărate după principiile lor și după standardele lor. Însă se întoarce apoi la muncă. Munca este în planul lui Dumnezeu. Munca nu are voie ca să ne întrerupă pe noi din ceea ce avem noi, din aspirațiile noastre, din gândurile, din planurile noastre pe care le avem cu privire la viață. Munca este pentru oameni. Dumnezeu a hotărât ca munca să fie parte din viața noastră. Și de aceea este datoria noastră să ne facem munca plăcută. Nicăieri în Biblie nu spune ce ar trebui să muncim. Și este total normal ca cineva care, să spunem, are un anumit fel de a fi, să-i placă să facă anumite munci, anumite joburi, și altele să-i fie total neplăcute. Este cumva și vina noastră dacă toată viața o să muncim aceeași muncă, chiar dacă în adâncul sufletului nostru știm că urâm de nu se poate acel loc de muncă. Suntem chemați de Dumnezeu să muncim, dar nimeni nu ne cere să facem o muncă pe care să nu o suportăm. Poate că uneori în viață, pentru o perioadă scurtă de timp, ești nevoit să muncești ceva ce nu-ți place. Știu cum e chestia asta, am făcut-o de câteva ori în viață, s-a întâmplat. Perioade mai scurte sau mai lungi de timp, a trebuit să muncesc lucruri care nu mi-au plăcut deloc. Dar trebuia să muncesc, trebuia să mă susțin financiar cumva și n-a fost o tragedie, nu s-a întâmplat nimic. Probabil că e o tragedie să muncești ceva ce nu-ți place timp de 40 de ani. Sigur este o tragedie. Dar să muncești pentru o perioadă scurtă de timp ceva anume care nu-ți place, nicio problemă, asta este. Câte lucruri nu facem în viață fără să ne placă, nu? Ăsta poate să fie și un lucru, nu? Munca. Muncim ceva ce nu ne place. Însă nimeni
ne obligă să muncim ceva ce nu ne place pe o perioadă nedefinită. Tocmai de aceea am fost foarte încântat, de exemplu, când am fost în România și am vorbit cu diferite persoane, dar multe dintre ele după 40 de ani, 45 de ani, care îmi spuneau că se pregătesc să se califice în altceva. Spun, dom'le, muncesc, ce muncesc eu aici e bine, nu e problemă că nu câștig suficient, numai simt că altceva aș vrea să fac. N-am avut această oportunitate când am fost tânăr să pot să fac această muncă, dar uite că simt că asta ar putea să fac eu și aș face bine. Și cunosc mulți oameni care la o vârstă înaintată și-au schimbat meseria cu totul, poate total radical față de ce făceau ei până acum, până atunci. Și muncesc și le place și este o bucurie. Există, să zicem așa, o chestie care o aud aproape în mod constant la radio, faptul că sistemul de pensii nu se poate susține cu privire la datele actuale. Practic, muncesc oamenii, spun ei, prea puțin, având în vedere cât de mult timp va trebui să ia pensie. Și atunci, practic, în fiecare an, pentru fiecare generație, se mărește perioada de activitate în muncă, care va fi vârsta minimă de pensionare, astfel încât oamenii să stea cât mai mult în muncă până când ajung să poată să stea acasă primind o pensie. Și aud pe mulți oameni spunând că, uite, domnule, ce rău e că, uite, crește perioada de pensie. Cu siguranță că este rău dacă cineva este bolnav sau dacă cineva are, nu știu, diferite alte motive pentru care nu poate munci. Însă, adevărul științific este că oamenii care muncesc chiar și după ce ies la pensie, trăiesc mai mult decât oamenii care nu mai fac nimic după pensie. În medie, un om care nu mai muncește, nu mai este activ, nu neapărat că muncește la aceeași intensitate sau la același program ca și în timpul când este activ, dar cineva care nu mai muncește în mod constant după pensionare, trăiește în medie cu 10 ani mai puțin decât cineva care continuă să lucreze în mod activ. Și când am auzit această informație, mi s-a părut așa un pic... 10 ani, sunt 10 ani totuși, e mult, nu? Și am început să mă gândesc, așa, în viața mea, pe cine știam eu om bătrân și cam cum îi știam. Și poate că nu cu aceeași exactitate, să spunem așa, dar mi-am dat seama că în medie oamenii trăiau mai bine, oamenii pe care știam eu, care erau activi, care erau ocupați, tot timpul erau ocupați. Oamenii aceia trăiau mai mult, chiar dacă se plângeau de boli, de una, de alta. El se plângea, de 30 de ani tot se plângea, dar mergea înainte. Era bine. Și alții care erau așa aparent sănătoși, care nu aveau o problemă semnificativă, după ce au ieșit la pensie, au dat un party, toată lumea a fost invitată, ce bine, un tort bun, frumos, după aia, ce facem de acum încolo? Păi, dar ne odihnim și noi, nu? Că e bine să ne odihnim. No, n-a fost foarte lungă odihna. Există un înțeles, o valoare în muncă pe care o facem. Dumnezeu o știe, tocmai de aceasta munca este în planul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea noi oamenii atunci când disprețuim munca sau încercăm să fugim de ea, greșim, pentru că nu înțelegem planul lui Dumnezeu cu adevărat. Însă, vedeți, nu este greșit iară ca, poate la un anumit moment în viață, să decidem că schimbăm în a face altceva. Poate că toată viața am muncit pentru a strânge bani. Și știm că toate lucrurile în viață sunt necesare, pentru că avem de crescut familie, avem de crescut copii, nepoți, poate, și trebuie să ne asigurăm că toți cei care sunt în îngrijirea noastră pot să aibă condițiile necesare pentru ca să se poată dezvolta. Însă, vedeți cum este, trec anii, poate că ajungi la 50-60 de ani, și nu mai sunt așa de mulți oameni care se depindă de tine. Toată lumea pe picioarele lui își pot câștiga singur pâinea și nu mai ai nevoie să mai muncești la fel de mult. Poate să muncești 40-50 ore. Chiar mi-aduc aminte că vorbeam cu altcineva acum 2 ani de zile când am fost în țară și știam că copiii au crescut mari, știam că nu mai are pe nimeni întreținere, nu-i nimica care ar trebui să provoace așa o
o muncă intensă și îmi spunea că muncește vreo 60 de ore pe săptămână. Și muncea și în domeniul medical și m-am gândit că de ce trebuie să muncești așa de mult? Că numai ce mai, unde arde? Ce se întâmplă de trebuie să muncești așa de mult? Vedeți, noi oamenii trebuie să fim și atenți cu privire la lucrurile pe care le facem, pentru că există perioade în viață în care trebuie să tragem mai tare, pentru că sunt multe nevoi care trebuie acoperite și dacă suntem buni administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, Dumnezeu ne dă înțelepciune să putem să acoperim toate aceste nevoi, poate uneori muncind mai mult decât e nevoie, poate mai mult decât media. Însă trebuie să avem înțelepciunea și de a reveni la standardul normal. Cumva dacă toate lucrurile sunt în regulă și nu e nevoie de așa un efort financiar mare pentru a ne susține, nici nu e nevoie să muncim așa de mult. Poate că atunci vine momentul în care trebuie să ne relaxăm, timpul în care să, nu știu, să vizităm muzee, să vedem țări, să ne plimbăm, să sunt tot felul de lucruri care trebuie făcute în viață. Poate că e păcat ca în epoca în care trăim noi astăzi, în care avem posibilitatea să ne plimbăm, să mergem într-o parte în alta, să treacă viața pe lângă noi și să nu luăm aceste lucruri care sunt în viața noastră, care sunt accesibile pentru noi în viața în care trăim. Dar de asemenea, acestea sunt lucruri care țin de viața noastră personală, de umanitatea noastră. Însă nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne cheamă pe noi ca, pe lângă munca pe care o facem, fizică, noi suntem chemați să muncim în împărăția lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care mi-o pun eu și o pune, cred că orice om, citind cuvântul Dumnezeu, când Dumnezeu ne cere să muncim în împărăția lui Dumnezeu, oare Dumnezeu nu cere ca acești oameni care muncesc în viața lor de zi cu zi bine, la fel de bine să muncească și în împărăția lui Dumnezeu? Dacă ești un om care ești de succes sau un om care în domeniul tău de activitate ți-ai creat un renume, lumea te cunoaște ca un bun profesionist. Nu același lucru așteptă și Dumnezeu ca atunci când ai putut și ai avut ocazie și a fost nevoie să muncești mult pentru a putea câștiga o pâine. Acum când Dumnezeu te ajută și poți să ai tot ce ai nevoie pentru nevoile personale, să îți dedici din energia ta, din viața ta, din timpul pe care l-ai pentru ca să lucrezi în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile importante în împărăția lui Dumnezeu se fac de oameni care pot să le facă. Sunt foarte mulți oameni care pot face numai lucruri de bază, exact cum este și în lumea aceasta, nu? Cele mai proaste, ca plată, mă refer, locuri de muncă, sunt locurile de muncă în care orice om care vine cu minim de instrucțiuni poate face acea muncă. Poate că e o muncă foarte, să spunem, grea, dar o muncă simplă, nimica, nu trebuie să gândești, nu trebuie să faci nimica sofisticat pentru a fi în stare să faci acel loc, acea muncă în sine. Și atunci, acele locuri de muncă sunt plătite cel mai prost, pentru că sunt foarte mulți oameni care ar putea acoperi acele nevoi. Practic e bătaie, e ceartă pe ele, care să le prindă. Cu cât sunt locuri de muncă mai specializate, cu cât e nevoie de mai multă experiență, cu cât e nevoie de mai multă cunoștință, cu cât e nevoie de mai multă responsabilitate, cu atât acele locuri de muncă devin din ce în ce mai scumpe și mai greu de acoperit. Mult mai greu se găsesc profesioniști care să ocupe acele poziții. La fel putem să ne gândim și în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este nevoie de oameni specializați, este nevoie de oameni care să muncească într-un mod dedicat și într-un mod consecvent. Știu, de exemplu, când eram în România, am primit niște casete din America și nu știam eu cine vorbește acolo, dar vorbea bine fratele acela și ani de zile am ascultat casetele acestea. Erau pe diferite teme și când am ajuns în facultate, am avut ocazia să caut, să văd cine este acest om, cine este omul care vorbește pe acele casete. Și am observat că acea familie, erau un soț și o soție, erau doi oameni care erau destul de în vârstă, deci practic când eram eu în facultate aveau vreo 77-78 de ani fiecare dintre ei și fiecare din acești oameni au fost cândva în armată, în America, în armata americană, fiecare terminaseră serviciu militar undeva după 55 de ani, 60 de ani, după care toată perioada aceasta de după ce au ieșit din armată,
Și-au dedicat-o în totalitate și economiile lor și viața pe care o aveau ei și tot timpul care l-au avut disponibil pentru împărăția lui Dumnezeu. Și există nenumărate scrieri făcute acești oameni, studii făcute pe Sfânta Scriptură, pe diferite teme biblice și oamenii aceștia au încurajat foarte mulți oameni pe toate meridianele lumii cu slujirea pe care au făcut-o ei, când? Atunci când au terminat cu munca sau când au putut să se dedice muncii în Împărăția Lui Dumnezeu într-un mod consistent. Pentru aceasta trebuie să ne gândim că trebuie să muncim și corect din punct de vedere fizic viața noastră, când muncim, nu? Pentru că dacă, să zicem, în viața noastră nu ținem, nu avem grijă de sănătate, nu avem grijă de orele de program, de odihnă, când o să ajungem la 60-70 de ani, când am spune noi, uite, domne, acum vreau să mă dedic Evangheliei întru totul, am timp la dispoziție, mă plim, mă duc într-o parte și în alta, atunci o să ne putem plânge, spunem, domne, dar stai că nu mai mă țin balamalele, începe să, trebuie să-mi duc la balneare mai întâi și după aia la biserică. Toate lucrurile trebuie făcute cu, să zicem, un plan sau, să zicem, organizate, astfel încât în viața noastră să nu ajungem să ne plângem de faptul că trebuie să muncim. A munci este ceva normal, este ceva în planul Dumnezeu, este ceva ce nu vine ca un blestem. Poate că este ca un blestem din cauza lui că este îngreunat randamentul nostru, poate că trebuie să muncim mai mult pentru a câștiga puțin bani. E adevărat, acest lucru se poate întâmpla. Dar la fel de bine putem să spunem că trăim într-o epocă în care lucrul acesta devine din ce în ce mai puțin adevărat. Practic, cu muncă mai puțină putem câștiga mai mulți bani decât orice altă generație înaintea noastră. Și având în vedere aceste lucruri, trebuie să fim conștienți că nu există nicio scuză pentru noi, pentru care am putea spune vreodată lui Dumnezeu că nu am putut să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, că nu am putut face pentru Dumnezeu mare lucru din cauza că a trebuit să muncim. Tragic. A fost foarte greu. Trebuia să mă scol la 7 dimineața ca să mă duc la muncă. Nimeni, ascultând povestea noastră, nu o să spună, domne, ce poveste tristă. Nu, o să spună, așa, și? Care a fost tragedia? Nu e nicio problemă. E ok, e în regulă. Nimeni nu o să moară de muncă, cu toate că am auzit că spunea cineva că e posibil. Dar dacă muncim corespunzător după voia lui Dumnezeu și dacă facem lucrurile în planul lui Dumnezeu, va trebui să găsim timp pentru familie, va trebui să găsim timp pentru odihnă, va trebui să găsim loc pentru împărăția lui Dumnezeu, va trebui să lăsăm timp pentru dezvoltarea noastră ca și om, ca să putem să creștem spiritual, să putem să creștem ca oameni, să putem să investim în învățătură, să putem să fim pe vreme ce trece, pe an ce trece, să fim mai înțelepți, mai educați, mai pregătiți și ca Dumnezeu să poată avea în mâna Lui o unealtă mai bună, mai de calitate cu care să lucreze. Poate că Dumnezeu, într-o perioadă a vieții noastre, lucrează niște lucruri mai, să zicem, mai elementare, lucruri de bază, însă pe măsură ce noi evoluăm și creștem, Dumnezeu ne poate folosi pe noi în a face lucrări deosebite, lucrări pe care nu le poate face cu alți oameni. Tocmai de aceasta este important ca noi să ne șlefuim, să ne pregătim, pentru ca Dumnezeu să ne poată pune la dispoziție lucrări mai mari, mai importante, prin care să putem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu. Așadar, a munci este în planul Dumnezeu și noi suntem chemați să muncim. Toți oamenii sunt chemați să muncească, însă felul în care muncim, cât de greu muncim sau cât de puțin muncim sau cât de mult muncim, mai depinde de încă ceva. Depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu pe care o revarsă asupra muncii noastre. Există nenumărate multe pasaje în care Biblia spune că e mai puțin important felul în care omul lucrează, cât de mult lucrează, ci e mai important dacă Dumnezeu binecuvintează această muncă. Poate că am trecut cu ușurință peste cele pasaje din Sfânta Scriptură în care cuvântul Domnului, într-un mod clar, limpede, cât se poate de clar, ne vorbește de faptul că din munca noastră ar trebui să punem o parte, deoparte, pentru partea Domnului.
pentru slujire, pentru Evanghelie. Și poate că anii trec și am spus, Doamne, acum nu am, acum nu pot, acum nu vreau să fac. Și anii au trecut, ne-am obișnuit într-un anumit fel și devenim emoționali. Dăm atunci când este o poveste bună, o poveste frumoasă, vine cineva și ne spune o poveste din asta așa foarte lacrimogenă despre o situație gravă undeva anume și atunci cu ușurință scoatem cât considerăm noi că este necesar din buzunar și oferim. Însă acel exercițiu, poate săptămânal, poate lunar, de a oferi din câștigul nostru pentru lucrarea lui Dumnezeu, în mod constant, acel exercițiu ne face pe noi să fim conștienți de faptul că atunci când mergem la muncă și muncim, atunci când ne scoldăm dimineață și poate ni se pare că e greu și poate că am vrea să mai stăm în pat și poate că ne-am fi dorit ca în ziua aceea să nu fie nevoie să muncim, atunci ne dăm seama că mergând la muncă și câștigând un ban, acel ban poate că folosește pentru ca un misionar să poată să facă o misiune undeva pe lumea aceasta. Poate că o biserică locală, din pricina acelor bani care sunt câștigați de enoriași, poate să ducă o lucrare al Dumnezeu mai departe încă o lună și încă o lună și încă o lună. Și trecând o lună și încă o lună și încă o lună, alți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să prospere, să meargă mai departe. De fiecare dată când trecem viața noastră prin perioade dificile, tot timpul vom avea perioade stresante la locul de muncă, în care parcă munca este dificilă, este absurdă, parcă nu are niciun sens, parcă ai vrea să iei o pauză și nu mai poți să mai faci nimic. Atunci de multe ori te gândești la care e motivul pentru care mergi la muncă, de ce te duci la muncă, de ce îți petreci așa de mult timp mergând să muncești. Unul din acele scopuri pentru care mergem la muncă este și acesta, pentru ca să putem prin munca noastră să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu pe care o facem. De asemenea, să ne putem sprijini familiile noastre, să putem să vedem copiii noștri cum cresc, cum merg la o școală, cum învață, cum sunt niște oameni care cresc și poate să Dumnezeu se poate folosi de ei pentru a face alte lucruri cu care poate noi niciodată n-am fost pregătiți să le facem, dar Dumnezeu le poate pregăti în generația lor. Practic, munca este doar un instrument. Este un mod pe care Dumnezeu l-a pregătit, pe care nu tot timpul noi îl înțelegem, care este rostul lui, de ce ar trebui să facem, însă Dumnezeu știe că este bine pentru om ca el să muncească. Și de aceea noi, în loc să fim deranjați, în loc să ne gândim că vine încă o săptămână în care trebuie să mergem la muncă, vine luni, vine marți, miercuri, să ne gândim, există o nouă posibilitate de, pentru mine de a ieși în lume, de a întâlni oameni noi, de a răspândi Evanghelia și de asemenea să pot să câștig suficient pentru familia mea, să pot să merg mai departe, încă o zi, încă o lună, încă un an. Și acest lucru este cel mai important, pentru că atunci când noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu cu resursele noastre financiare, dar nu numai cu resursele noastre financiare, eu spun acesta doar ca, să spunem, pe lângă alte lucruri pe care le facem. De fapt, spune Dumnezeu, Doamne, știu că nu aș fi putut câștiga nimic, nu aș fi putut face nimic dacă Tu nu ai fi binecuvântat. Și binecuvântarea Dumnezeu se vede într-un mod extraordinar. Atât de mulți oameni am cunoscut în viața mea care mi-au povestit despre felul în care, în situații total dificile, într-o situație în care nu exista niciun fel de posibilitate de a câștiga mai mulți bani sau de a avea mai multe resurse financiare pentru a putea susține situația în care se aflau ei. O situație destul de gravă, situație destul de grea. Poate cu mulți copii, poate cu un singur salariat în casă. Dar Dumnezeu așa lucra, binecuvânta resursele financiare de care era nevoie, astfel încât alții care te așteptai să au mai mult, să ducă mai bine, alții veneau să ceară bani împrumut și nu știau cum să vină să spună că dacă ai putea să-i ajuți cu ceva. Și atunci cu multă bucurie și oamenii să spună, da, uite, pot să-ți dau, te ajut, sigur. Și oamenii care se considerau, să aștepta lumea să fie mai înstăriți, cu tot timpul rămâneau așa, să zicem, într-o mirare de felul în care, cum se face, Doamne, că ăsta, un singur salariat, uite câți copii are pe acasă și cum se face că ăsta are și eu nu am? Și cred că de multe ori, și de cele mai multe ori, aceasta este explicația. Nu este vreo inginerie financiară, nu este cineva care fură sau cineva care
a descoperit o mină de aur sub casă. Nu, este binecuvântat lui Dumnezeu. Dumnezeu care binecuvintează resursele noastre financiare, astfel încât să putem să trecem de la o zi la alta. Vreau să mai spun ceva și cu aceasta o să închei, pentru că nu vreau să obosesc pe nimeni. Există o perioadă despre care am auzit mulți spunând acest lucru. Există o perioadă de 40 de ani, când poporul lui Dumnezeu, trecând prin pustie, nu a fost nevoit să muncească. N-a muncit. Dumnezeu spune că în fiecare zi făcea să vină mana. Cădea pâinea din cer. Și trebuia să faci doar un singur lucru. Te duci să iei pâine, să o culegi și să mănânci. Și gata. Nimic altceva. Nu era nevoie ca nimeni să meargă să muncească. Pentru hrana de zi cu zi. Acest lucru a durat timp de 40 de ani. Și Dumnezeu ar fi putut ca acest lucru să se întâmple în mod constant. Dom'le, ăsta e poporul meu, poporul meu ales de mine. Niciun alt popor nu e ca el. În Israel, în fiecare zi, să plouă cu pâine. Ar fi putut să facă Dumnezeu acest lucru. Însă Dumnezeu a hotărât să oprească. Există perioade în viața noastră, poate când Dumnezeu trebuie să lucreze într-un mod miraculos. Poate că există perioade în viața noastră când nu există posibilitatea de a munci. Sau poate că zona geografică sau situația în care ne aflăm ne pune într-o situație în care să nu putem să câștigăm pâine de zi cu zi. Dumnezeu are soluții și în astfel de situații. Dar aceasta este doar o excepție, nu este regulă. Poporul Dumnezeu, atunci când n-a mai fost nevoit să aștepte să vină pâinea din cer, a putut să mănânce ce a vrut el să mănânce. Ce a vrut el să mănânce în fiecare zi, aceea a mâncat. Vă aduceți aminte că poporul la un moment dat a spus că după 20 și ceva de ani, după nu știu de săptămâni și luni de zile de mâncat tot mana, a spus, ni s-a scârbit, nu mai vrem mană, nu mai ne trebuie mană. Preferăm să stăm fără nimica decât să mai mâncăm mana asta, nu mai putem să mai mâncăm mana. Și Dumnezeu, înțelegându-le situația, cu toate că comportamentul lor nu era unul care să fie corect, spune că Dumnezeu trimitea din când în când păsări sau alte lucruri. Însă, vedeți, atunci când oamenii au început să muncească, au ales ei ce să mănânce. Și-au muncit și-au câștigat și-au avut nevoie să-și câștige pâinea. De aceea, să privim munca nu ca un blestem, ci ca un mijloc prin care Dumnezeu ne binecuvintează. Să putem să facem ceea ce este necesar pentru familia noastră, pentru societatea în care ne aflăm, pentru biserică, pentru împărăția lui Dumnezeu și la un moment dat să putem, poate din agoniselele pe care le avem, din munca pe care o avem, să câștigăm suficient de mult încât să ne permitem să nu mai muncim așa de mult. Poate nu mai muncim 8 ore pe zi, poate nu mai muncim 12 ore pe zi, poate muncim numai 4 ore pe zi. Și atunci 4 ore pe zi le putem dedica împărăției lui Dumnezeu. Poate le putem dedica îngrijirii unor oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Sau poate că putem să educăm niște copii. Sau sunt foarte multe lucruri pe care le putem face în viața noastră. Atât timp cât din munca noastră înțelegem să punem deoparte pentru ca să vină vremuri în care să putem să dedicăm și altora, nu numai pentru beneficiul nostru personal. Așadar, să fim încurajați de aceste sfaturi, să mă ierte aceia care n-ați fost plecați în vacanță și care sunt sătui de muncă, venind din partea mea așa unui om odihnit de o lună de zile mers în vacanță, să vă zic cum e cu munca, însă aceste lucruri mi-au fost în inima mea în acest timp în vacanță, chiar dacă eram în vacanță, m-am gândit la faptul că perioada din anul acesta care urmează este o perioadă foarte importantă și știu că Dumnezeu ne cere ca să fim în priză, să depunem toate eforturile necesare pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe, dar de asemenea familiile noastre, copiii, toată lumea așteaptă din partea noastră să ne îndeplinim obligațiile noastre de părinți ca să putem să ne întreținem și să avem
cele necesare, nu nimica special, dar cele necesare. Și de aceea, aprofundându-mă în Cuvântul Dumnezeu și uitându-mă la felul în care oamenii Dumnezeu au văzut această activitate pe care o facem, am vrut să împărtășesc dumneavoastră aceste gânduri. Domnul să ne binecuvânteze pe toți să avem un loc de muncă care să ne placă, un loc de muncă care să-l muncim cu drag, să nu simțim ca o corvoadă mersul la muncă. De asemenea, să ne ajute Dumnezeu ca muncind să putem să fim o lumină acolo unde Dumnezeu ne pune. Dumnezeu nu ne pune într-un loc să muncim doar pentru ca să câștigăm bani. După cum am spus, putea să ne trimite bani acasă, să apară în fiecare zi un plic, cum venea la evrei mana, la noi să apară un plic în poștă în fiecare zi, cum vin facturile, să vină un plic cu bani. Ar putea Dumnezeu să facă acest lucru. Însă Dumnezeu nu-l face. Și nu-l face din cauza că Dumnezeu vrea ca noi să ieșim, să lucrăm, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze eforturile noastre pe care le facem. Și de asemenea să fim înțelepți cu felul în care muncim. Să înțelegem că există un timp în care poate, din pricina circumstanțelor, trebuie să muncim mai mult sau mai puțin, însă trebuie să revenim și la normal. Practic, trebuie să avem grijă astfel încât să putem să muncim atât cât este nevoie pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru familiile noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.